avem un manager general la club și, în al doilea rând, e vorba de unul dintre, probabil, cei mai buni fotbaliști pe care am avut la Timișoara în ultimii nu știu câți ani, care are o carte de vizită impresionantă și nu cred că e cazul să o mai trecem în revistă, pentru că știți foarte bine despre cine e vorba, despre domnul Pantilimon. Mă bucură că am reușit să-l aducem, să-l facem să vină la Timișoara și o să rog să spună Costel câteva cuvinte, pentru că până la urmă el e, să zicem, eroul zilei de azi. Mulțumesc! În primul rând, bună ziua! Ca și o mică introducere, na, mulțumesc în primul rând domnului rector că am ajuns într-un final la o înțelegere și na, cumva am mers pe aceeași direcție. E foarte important pentru mine să știu că sunt dorit. E important că se vrea ceva serios, se vrea o reconstrucție și pentru mine a fost un imbol destul de mare să vin astăzi aici. Acum, dacă voi aveți ceva întrebări, că sunt mai obișnuit să primesc întrebări, sunt convins că aveți multe de întrebat și mi-ar fi mult mai ușor să vorbim în acest fel. Da, cum s-a ajuns? Că în vară n-ați ajuns la înțelegere, acum ați ajuns, dacă poți un pic să povestești ce se poate spune. Păi da, au fost și în vară niște discuții. Eu am avut anumite condiții, domnul rector le știe. Nu s-a putut în acel moment pentru că, na, într-adevăr, proiectul pe care l-am avut a fost, să zic așa, mai greu de îndeplinit. Nu au fost foarte multe lucruri pe care, na, am reușit să le pun pe foaie, dar nu reușeam să ajungem la un numitor comun. Am înțeles foarte bine, pentru că a fost un moment delicat cu acea retrogradare și am înțeles cumva că, na, lucrurile erau încă într-o continuă mișcare și am zis că ne rămâne să ne auzim, pentru că, într-adevăr, contactul nostru nu a fost tot timpul și, la drept dovadă, la ceva scurt timp am reluat comunicările și astăzi am ajuns la un numitor comun. Practic, o să managez tot ce înseamnă prima echipă și academia. O să încercăm să creăm o structură sănătoasă, să organizăm avem o organigramă. O să mai fie câțiva oameni în echipa mea cu care, inclusiv și voi și ceilalți oameni din club, o să colaboreze. Și încercăm să creăm o structură sănătoasă și să putem să avem rezultatele dorite. Eu sper. Încă o dată, am mai discutat chestia asta cu mulți colegi de-ai dumneavoastră. Eu cred că Timișoara are resursele necesare să poată contribui la tot ce înseamnă partea sportivă, nu numai fotbal. Și sunt convins că odată, și sper că odată cu venirea mea să se întâmple această emulație și mult mai mulți oameni să vină alături de clubul sportiv și de sport în general. Putem cunoaște câteva nume din cei care vor veni în echipa tehnică? Da. Unul dintre numele pe care cred că îi cunoașteți este Paul Codrea. El va ocupa funcția de director sportiv. Celălalt o să fie Marius Adam. A fost parte din proiect și o să rămână în continuare. Este liantul perfect între mine, Politehnică și toți oamenii din Consiliul de Administrație. Partea tehnică rămâne neschimbată deocamdată. Asta înseamnă că director sportiv va mai fi Ioan Mera, care este... Nu. Cu Mera am discutat. El o să rămână în club, dar sub altă titulatură, să zicem. Ce obiective îți propui așa, pe termen scurt și medii? Pentru că e și întrebarea, ce se va întâmpla din vară? Rămâne indiferent de Liga 2, Liga 3? Da. În primul rând, e clar că mi-aș dori, cum cred că toți vă doriți, să rămânem în Liga 2. Știu că sună puțin, sau
nerealistic în momentul de față, pentru că timpul este foarte scurt și, încă o dată, sunt foarte conștient de acest lucru. Dar pentru noi prioritatea este să creăm o bază solidă, să putem promova în continuare jucători tineri, să creăm un ambient bun, sănătos, pentru a dezvolta sănătos acest club. Mai am o întrebare. Cum vezi relația cu Asociația Suporterilor Ducheria, pentru că ei se implicau înainte, vezi o implicare a lor în mers al clubului? Nu, da. E, cumva, asta am mai spus-o, clubul ăsta a fost susținut de Politehnică și de Ducheria inclusiv. Ei sunt parte din proiect, au dus împreună, au dus tot greu. Eu doar am venit cumva să fiu omul care ar face legătura între aceste două entități. Sunt foarte important și Politehnica este importantă. Eu sunt doar omul de care cumva clubul avea nevoie să managereze această situație și acest club. Am acordul lor, am acordul Politehnicii, lucrurile din punctul meu de vedere se duc în direcția potrivită, pentru că încă o dată vrem cu toții să tragem cât mai tare și cât mai corect spre a obține performanțe. Domnul Marius Adam o să fie administratorul delegat al clubului. Nu un pic, Marius Adam este și cadru de etic la Politehnică și s-a ocupat și până acum de partea de junior. Iar domnul Șerban este președinte de Consiliul de Administrație. A, deci domnul Marius Adam e pe ceea ce făcea domnul Iacob, funcția aia, nu? Nu știu, nu mai știu exact, dar nu cred că diferit. E pentru că domnul Iacob nu se ocupa de rete junior, dacă nu mă așa. Deci mai nu se ocupa de rete junior. S-a ocupat și până acum, adică omul știe despre ce e vorba, nu vine din afară. Și e și din Politehnică, e cadru etic în Politehnică. Dar ce nu... Suntem doar doi, domnul Șerban nu e, nu știu, domnul Cuc, domnul Provițu pleacă, ce se întâmplă? Am convenit să facem o conferință mai simplă, am venit eu vin foarte rar și asta e și obiectivul, să nu vin foarte des, pentru că am foarte multe lucruri pe universitate. În general, la conferințele de presă normale, asta e un pic, să zicem, extraordinară și înțelegeți de ce, vor veni oamenii din club, adică aici va decide domnul Pantilimon cine vine. Referitor la domnii Plăvițu și Cuc, mă rog, domnul Patinion va decide ce și cum colaborează. La ora actuală, teoretic, ei nu mai sunt neapărat în club, dar domnul Patinion va decide cu cine colaborează în continuare, dacă dorește asta. Adică am stabilit o încetare a contractelor, dar aici nu înseamnă... Am zis să Costel să decidă singur cine. Din punctul nostru de vedere, ei și-au făcut treaba într-un anumit context, destul de dificil. Vă întreb, pentru că știți conferința din octombrie, părea că e o chestie pe termen măcar mediu și să da, aici o să spun tot eu. Așa e, dacă nu am atras resurse financiare, e foarte greu să continuăm cu două persoane care acopereau cumva partea de management. Și acum îl avem pe Costel care acoperă, deci acoperă tot. Să fie clar că înțeleg că nu i-a dat Pantilimon afară, că m-au zis și zonul ăsta. Nu. Că ați deschis subiectul, haideți să îl dezvoltați puțin. Afară de Politehnică, se mai întrebă ceva sponsor, să le spunem, poate să se numească oricum, adică surse de finanțare. Sunt sponsori mici, nu avem la ora actuală un sponsor mare. Dar asta nu înseamnă că nu asta ne dorim în continuare. Domnul Florin Iacob a spus și el la televizor că cramele au plecat. Este adevărat? La ora actuală cramele nu mai sponsorizează echipa, dar nu... Adică au luat decizia să nu sponsorizeze echipa. Eu cred că dacă împreună vom reuși să reduce, datorită și poziției ocupate în clasament și ceea ce s-a întâmplat în a doua parte a anului trecut,
Dar eu cred că dacă vom reuși să aducem echipa pe un drum bun și pe acest proiect, pentru care se vor vedea anumite lucruri, cred că ei pot reveni. Nu am discutat acest lucru. Dar eu sunt convins că pot reveni pe un proiect solid. Costel, tu ai zis că în vară aveai acel proiect care a zis atunci domnul rector că nu se pleia, ai mai lăsat din proiect, ai schimbat ceva sau... Nu neapărat, doar că de data asta cumva am ajuns la un numitor comun. Erau chestii foarte, foarte importante legate de o relație de comunicare între mine, Politehnică și drucheria. Și atunci cred că a fost o situație așa mai... aveam câțiva termeni, în momentul de față am căzut cu toții la un numitor comun și pentru mine este important că... Da, toată lumea merge în aceeași direcție. Totuși nu era mai ușor să fie în vară, pentru că în vară nu erau... Erau mai mulți bani, acum mai sunt și mici restanțe. Poate era mai, nu știu, era mai simplu poate ar fi fost mai simplu, dar încă o dată, cred că toate se întâmplă cu un anumit scop. Și toate cred că vin la timpul lor. Poate așa a fost să fie, să vin acum. Cred că e o experiență și pentru mine. În tot acest timp, cred că am reușit să văd mult mai multe lucruri. Și eu zic că niciodată nu-i prea târziu. Nu. Ei au o anumită parte a lor. Ei sunt o parte importantă a clubului, dar pe parte sportivă, nu, cu siguranță nu o să fie implicați. Nu, deocamdată doar cei pe care v-am enumerat. Nu crezi că o să dai salariile pe decembrie? Acum lumea să aștepte. Am înțeles. Astea sunt discuții interne, nu cred că sunt de discutat în spațiu public. În privința lotului vor mai fi ceva modificat, pentru că spunea Tavi Benga că mai un jucător, mai un fundaș mai legitimează sau ceva de genul acesta. Să ne așteptăm că vor mai fi... Orice este posibil, atâta timp cât perioada de transferuri încă este deschisă, orice este posibil. E clar că noi ne dorim să avem un lot cât mai puternic. Încă o dată, noi întindem sau încercăm să rămânem în Liga a doua. Ceea ce, încă o dată, nu excludem. Dar pentru noi e important să construim pe un schelet sănătos, să promovăm copiii din Academie, pentru că, până la urmă, ăsta e și țelul Academiei, și să reușim încă o dată, că tot mă repet cu chestia asta, să creăm o bază sănătoasă, pentru că pentru mine e foarte important ca lumea să înțeleagă și părinții din oraș și cam toată lumea implicată în ceea ce înseamnă spiritul Poli, să știe că orice copil care vine la fotbal și aparține clubului Poli o să aibă o șansă. Cum se pare lotul în momentul actual? Lotul este destul de, să zic așa, cu mici excepții pe anumite posturi, destul de ok. Dar cu siguranță mai trebuie multe de îmbunătățit pe parte tehnică, pe parte managerială. Eu am o întrebare și pentru... Probabil vă răspunde domnul rector. Am înțeles că a mai fost văzut în clădirea de pe Ferdinand, domnul Iacob, am mai fi în club sau... Era consilierul domnului Puc, din ce am văzut și în ziar. Nu pot să vă spun. Dar să vă spun la întrebare, eu nu l-am văzut. Nu, eu nu n-am participat la partea managementului clubului. Ca mai fost, eu nu pot să interzic cu oamenilor din club să întâlnească cu cineva, ei au fiecare relații. Angajat al clubului, nu e problema mea. Da, fiecare poate fi consiliat de către oricine, nu văd o problemă, nu era treaba rectorului nostru, politeicii. Nu era în organigram așa. Nu mai sunt întrebări? Vă mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Mulțumim mult! Sănătatea amicală a Vârșeții!